Judecătorii care au examinat în ultimii 5 ani dosarele șoferilor vinovați de producerea accidentelor rutiere vor da explicații referitor la deciziile pe care le-au luat. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean în cadrul ședinței Guvernului. Sarcina de a identifica pe acești magistrați a revenit ministrului de interne, Adrian Efros. Se întâmplă în contextul în care în ultima perioadă șoferi cu antecedente penale au cauzat accidente grave soldate cu decese. Domnule Efros, am să vă rog, pentru ultimii 5 ani, să avem o analiză cap-coadă la toate accidentele rutiere care au sfârșit cu decese și cu, cu situații grave, să vedem care sunt antecedentele acestor șoferi și cine sunt concret judecătorii care au judecat aceste cazuri. Și prima dată, și a doua oară, și a treia când au fost, accidentele grave. În luna iulie curent, un șofer care figurează în mai multe dosare penale, inclusiv pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate, a provocat un accident în lanț în sectorul botanic al capitalei. În urma carambolului, o femeie de 29 de ani, mama a doi copii, a murit pe patul de spital. Șoferul care s-ar face vinovat a fugit de la locul impactului, fiind găsit peste aproape o săptămână de la producerea accidentului. În prezent, acesta se află în arest preventiv în penitenciar. Un alt caz care a zguduit societatea îl vizează pe un alt șofer irresponsabil. Acesta a lovit doi bicicliști în apropiere de Stăuceni în luna februarie curent. În urma impactului, unul dintre copii a decedat la spital, iar celălalt s-a ales cu traumatisme. Bărbatul nu avea permis de conducere. Documentul a fost suspendat după ce șoferul a fost prins la volan în stare de ebrietate. După decesul minorului, bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare.